Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ion Elila și Instant, 15 august 2017, în Daravanii de Botoșani, orele 15:30. La mulți ani tuturor celor care poartă numele Maria sau Marian și așa mai departe. Este sărbătoarea ortodoxă a Sfintei Marei. Doamnelor și domnilor, vă aflați în intersecția, celebra intersecție de dinainte, de 1989, denumită la Piloș, aici unde este Tarsinul, era o dugheană, fostă dugheană evrească, unde locuia un om numit Piloș. În această intersecție, Daravanii de dinainte de 1989 a fost cadorisit cu două oglinzi și era una din intersecțiile, puține intersecții cu oglinzi din județul Botoșani. Două domnișoare se pregătesc pentru probabil ceea ce va urma în zilele Nordului. Din păcate, nu au vrut să-și arate fața și vă voi spune și de ce cu altă filmare. Aveți în fața dumneavoastră locuința lui Costică Strugaru, Costel Strugaru, cel pe a cărui bani, pe ai cărui bani preotul Pânzaru și-a făcut un sfert în biserica pe care o păstorește. În spatele meu, la această casă, ar fi trebuit să vin eu cu ani în urmă, ca student la medicină și doctor, și să o cer de nevastă pe actuala doctoriță legist. Doamnelor și domnilor, în fața dumneavoastră e o amintire tristă pentru mine. De la acel balcon, frații Tăieșanu, poetul și profesorul, au râs în momentul în care eu veneam de la fabrica Cantex în postura de muncitor necalificat, după ce fusesem prelucrat de către caghebiștii botoșeneni la spitalul de psihiatrie. Doamnelor și domnilor, amintirile mele se opresc aici, nu înainte de a reaminti tuturor că sub acest top a fost o întâlnire de neuitat pentru mine. Sub acest top, în 1987, capitanul de securitate Rățoi din Securitatea Dorohoi, care preluase Securitatea Daraban după asasinarea lui Sava Măciucă, însoțit de plutonierul verde și albastru Gârbaci, adică și de miliție și securiști, îmi cere mie documentul de clasare din armată. Acum fiecare și-a construit după 90 o biografie care să dea bine. Eu nu, eu vă spun adevărul. Securitatea a făcut o recrutare militară pentru mine, iar capitanul de securitate Rățoi mi-a comunicat aici, sub acest stop, că rolul meu în societatea românească pe orice linie este oprit și rezoluția este că sunt bolnav cu capul. Ce s-a întâmplat de fapt? Am refuzat o recrutare în timpul stagiului militar, pentru că nu am dorit să devin un asasin. Am dat declarația cu privire la colaborarea cu securitatea și tot acest tablou în timp al relației Ion Elila și structuri militare de securitate din România va face obiectul unei intervenții cu documentele pe masă. Eu nu am ce nega. Mircea Dinescu a făcut o afirmație în ce mă privește și nu pot decât să-i mulțumesc, și anume că am fost singurul din România care și-a cerut scuze pentru apartenența la securitate. Dar în realitate nu a fost nicio apartenență, a avut loc o discuție de principiu cu o recrutare fără conștientizarea recrutării, așa cum mai toți șefii de SRI de astăzi au beneficiat înainte de a se duce în armată, pe vremea lui Ceaușescu. Doamnelor și domnilor, v-am invitat astăzi aici, 15 august, pentru a vă arăta ceva. Zilele Nordului, adică zilele KGB-ului din nord-estul României, și-au anunțat prezența în aceste zile în Daravan. Bineînțeles că motivația există, sunt copii poetului Victor Tăișanu. Nimic rău, nimic de adăugat, toți stima și respectul.
Dar pe mine m-a surprins un singur lucru. Pe fluturașul în cauză este scris, donează pentru școala veche, 150 de milioane sunt necesari pentru reparațiile școlii, da? Foarte interesant și m-am întrebat și eu, care școală veche? E una singură școală veche din Daravan, cea pe care o vedeți în fața dumneavoastră. Iar pe fluturașul respectiv scrie cam așa. În acest an, Comunitatea Zilei Nordului e așteptată să susțină cu donații în bani sau materiale de construcție lucrările de reparații strict necesare, etc., 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 da? Ușile, tavanul, acoperișul, ferestrele, toate acestea trebuie schimbate cu totul. Pun în pericol siguranța elevilor. Doamnelor și domnilor, pe sponsorii acestui festival de Daravan, trec de factorul personal, vă voi povesti niște lucruri care țin de obrazul gros. Organizatorul este Nord, Asociația Nord, producător FAPTE, partener oficial Bergenbier. Finanțatorii sunt Consiliul Județean Botoșani și Primăria Daravan. Dar finanțarea școlii generale și respectiv școala veche, cum este numită popular, în sarcina cui este? Doamnelor și domnilor, eu nu am nimic cu familia Tăișanu, dar am niște resentimente. Victor Tăișanu și-a îmbrăcat la un moment dat haină albă la consemn cu KGB-ul care trimitea spion din partea de nord-est a României în Occident. S-a purtat urât cu tatăl meu, tot el este în spatele unei afaceri prin care o carte mi-a fost distrusă și un CD cu fotografiile mele legate și cu documente referitoare la Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat. Sunt multe de zis, nu mai mult decât faptul că la prima organizare a Zilor Nordului, atunci când a venit pianistul Vaida de la Cluj, băiatul lui Victor Tăișanu și-a început alocuțiunea scoțându-ți limba și proiectându-o spre pământ. Dragă Alexandru, parcă Tăișanu, cui ai scos tu limba în fața a 200-300 de oameni? Aceasta este școala veche, doamnelor și domnilor, și vă rog să priviți dacă aceste geamuri pun în pericol viața elevilor. E o șmecherie încetățenită de acum în România, vine o conducere, schimbăm pavelele, dar cu aceeași firmă, ne luăm comisionul. Aș fi curios să văd cu cât au contribuit din banii personal frații Tăieșanu pentru reabilitarea acestei școli vechi, care reabilitare s-a făcut cu banii Consiliului Local. Așadar, nu văd de ce trebuiau donații pentru școala generală Daravan, pentru că nu este o școală separată, e tot una, dar aici sunt clasele 1-4. Da, uitați, asta este o ușă rămasă dinainte de fosta reabilitare, uitați ce geamuri sunt. Iar în mod sigur, dacă veți intra în această școală veche, după cum spun cei de la Zilele Nordului, nu veți găsi niciun tavan crăpat și nimic care să arate că școala veche, adică acest pavilion, ar avea nevoie de bani și încă 150 de milioane. Doamnelor și domnilor, e timpul să ne trezim puțin, dar Daravan nu are un spital. Vechea structură criminală de dorohoi păstorește sănătatea daravanilor. Cine intră pe mâna lor trăiește sau nu, după cum doresc ei. Doamnelor și domnilor, aceasta este școala veche. Are și centrală termică. Uși, vedeți dumneavoastră ceva care să se dărâme? Așadar, doamnelor și domnilor, Festivalul Zilele Nordului pentru Daravanii de Botoșani include o escrocherie și foarte interesant de văzut cine dintre donatori, ca să le zic așa, vor pune botul la a reabilita ce?
buzunarele organizatorilor, da? Vă mulțumesc!